Liga studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică Timișoara organizează ediția cu numărul 20 a Cupei Poli. Toate detaliile le vom afla de la președintele ligii, Cătălin Hoza. Aș vrea să aflu de la tine, în primul rând, care este perioada de desfășurare a Cupei Poli. Salut! Perioada de desfășurare va fi 3 aprilie și 15 mai. Cam fiecare an, noi ne axăm pe partea sportivă, dar luăm și partea de tineret, pentru că dorim să le insuflăm tuturor celor în categoria de 14-26, tineri, elevi, studenți, spiritul competitiv și dorința de a face sport. Iar ca sporturi, anul acesta avem 13, anul trecut au fost doar 12, dar pentru că cererea a fost foarte mare, anul acesta am introdus și CSGO. Și pe lângă aceasta, pentru tenisul de masă, avem o surpriză. Acesta se va ține la Hunedoara și avem mențiunea că toți participanții vor avea transportul gratuit. Poate să participe orice licean și tânăr în categoria de vârstă 14-25 de ani. Deocamdată avem în jur de aproape 200 de participanți înscriși. Bineînțeles că vor fi sunați din urmă cei din anii trecuți, pe la finalul lunii martie, și încă vor avea șansa de a se înscrie cu 3 zile înainte de începerea fiecărui sport, deoarece, după cum știți, durează o lună. Știu că sunt puse la bătaie și niște premii. Despre ce premii vorbim? Da. Vor primi pentru primul loc, fiecare sport va primi câte o cupă. Pe lângă acestea vor fi medalii pentru locurile 1, 2 și 3 și diplome de participare. Astea fiind generale, mai avem și din 80% din încasările pe bilete, vor fi date premii, vor fi de la firme sau și cumpărate de către noi, iar avem o tombolă, cea mai mare, va fi o bicicletă oferită de către cei de la Bicycle Teme, va fi personalizată cupa Poli și fiecare participant va intra automat în tombolă. Că tot vorbim de bilete, care este taxa de participare? În principal, 15 lei pentru sporturile cu un participant, iar pentru cele cu o echipă vor ajunge între 80 și 100 de lei.